Despre Colind, disciplina religie, cultul ortodox, clasa 1. Cântecul. Dragii mei, voi ați cânta vreodată? Dacă da, ce ați cântat? Hai, dați câteva exemple. Bravo! De ce ar cânta oamenii? Eu cred că oamenii cântă de bucurie, de dor sau de tristețe. Cântecul în biserică. Și la biserică se cântă. Știți ce cântă credincioșii la biserică? De obicei, cântă rugăciunile. Dar uneori, unele cântece au scopul de a vesti ceva, de a anunța că s-a întâmplat ceva frumos. Aceste cântece se numesc colinde. Deci, colindul este un cântec care vestește ceva ce s-a întâmplat. Priviți această icoană. Ce credeți că reprezintă? Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Dar în partea de sus a icoanei, pe cine vedeți? Sunt îngerii. În partea dreaptă, un înger stă de vorbă cu cineva. Oare cu cine stă de vorbă? Cu un păstor. Și despre ce stau de vorbă? Îngerii spun păstorilor că s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos. Adică îngerii au colindat păstorii. Oare primul colind al îngerilor către păstori ce cuvinte avea? Iată care sunt aceste cuvinte. Slavă întru cei de sus și pe pământ, pace între oameni, bunăvoire. Cine colindă azi? A, deci știți cine? Să recapitulăm. Oamenii mari, adulți, bătrâni, tinerii, copiii, adică toată lumea. Să cântăm și noi un colind împreună. Oare despre ce să colindăm? Vom vesti despre cum s-a arătat steaua magilor, despre cum a născut Fecioara Maria pe pruncul Iisus, despre cum au plecat magii ca să-l găsească pe pruncul sfânt și i s-au închinat. Sunteți pregătiți? Eu voi cânta prima strofă, apoi veți cânta voi. Steaua sus răsare, ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește.